Severinenii care își doresc o petrecere de revelion în adevăratul sens al cuvântului sunt așteptați să participe la petrecerea organizată pe Crișan de Primăria Drobeta-Turnu Severin și Consiliul Județean. Programul este unul special. La ora 21, trupa taxi va da startul distracției. Apoi invitații se vor încinge în horă pe muzica celor mai îndrăgiți interpreți de muzică populară, Valeria Sfetcu și Liliana Bunceanu. Mi-teamă, Doamne, că mor de rău mândruță lor. Mi-teamă, Doamne, că mor de rău mândruță lor. Pe scenă vor urca și Ionela Bădălan-Toader și Ionuț Tudorescu. Spune-mi, soare, spune-mi, lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deși e rea. Atmosfera de joc și voia bună vor fi asigurate și de mărioara Trițe Crăete, Claudia Torop și Ileana Lăceanu. Așa-ți dă-n ochii tăi și mi-e drag că sunt ai mii. Mi-ai jurat că mi-i dai mie, că ți-e drag că sunt mărie. Petrecerea va fi condimentată de miresmele îmbietoare de cârnăciori, pleșcăviță și vin, pe care organizatorii le vor împărți severinenilor. O tonă de vin fiert, 10.000 de cârnăciori și tot atâtea pleșcăvițe vor ajunge la cei care trec noul an pe strada Crișan. La miezul nopții, un spectacol extraordinar de artificii va brăzda cerul.